Mișel, ați primit un premiu academic. Da. Cine și va un premiu academic, care este un fel de premiu pentru întreaga activitate. Credeți că nu mai aveți nimic de spus în filmul românesc? Păi eu cred că e pentru activitatea de până astăzi. Nu e pentru întreaga activitate. Eu aș mai avea de spus în filmul românesc, dar filmul românesc nu are agoră unde să poți să spui. Adică trebuie să aibă o agoră, o piață unde te duci și vorbești. Cum avea odată grecii. Mă onorează faptul că Uniunea Cineaștilor și-a amintit de mine. Spuneam la o altă intervenție la o televiziune că dacă vrei să, și am spus și pe scenă, dacă vrei să fii iubit și respectat, trebuie să respecti și să iubești. Și noi ne-am cam dezobișnuit de a face lucrul ăsta și de a iubi și de a respecta. În primul rând, trebuie să ne respectăm pe noi înșine. La o astfel de festivitate, lumea venea cum venea odată la marile premiere, la operă, cu rochii făcute special pentru seara aceea și cu domni îmbrăcați, elegant și... Bine, s-a schimbat lumea acum, dar asta dovedește că în lume s-a instalat o estetică a urâtului. Tot ce se face intră în zona urâtului, inclusiv arta și cultura. În zona omului căzut, sigur că arta trebuie să arate patimile oamenilor, da. În primul rând trebuie să transmită mesaje. Ați mai primit o propunere de film interesantă? Care să vă tem? Eu am propunere de film, dar nu depinde de mine. Jean Gabin, la un moment dat, s-a retras scârbit de ce se întâmpla în cinematografia franceză. Și atunci un grup de scriitori francezi au început să scrie pentru el. Și atunci a făcut el comisarul și atunci a făcut marele lui opere. Ei, nivelul cultural și intelectual a unei țări și calitatea unui neam se măsoară cu felul cum respectă și cum prețuiesc oamenii care contribuie la valorile neamului. Noi am uitat de aceste lucruri. Am uitat și mă doare sufletul că am uitat. Și nu e bine că se vede că avem artiști foarte talentați, tineri, dar, din păcate, nu avem scenariști. Nu avem filme cu profunzime, cu mesaj. Artistul singur trebuie să aleagă dacă se scălâmbăie sau dacă caută adevărul lui Dumnezeu, care este pus în om la naștere. Da, s-a schimbat lumea, toată lumea s-a schimbat. Atunci trebuie să ne schimbăm și noi. Eu cred că o soluție ar fi schimbarea lăuntrică a artiștilor după idealurile credinței. În momentul când sufletul omului s-ar modela după idealurile creștine,
atunci, cum se zice, ipso facto, s-ar încreștina și cultura. Și ar fi un câștig pentru toți.